În curând, bulevardul Liceu Brătianu din Mioveni va putea suporta și mai multă circulație. A fost semnat contractul de finanțare în ce privește proiectul de lărgire la patru benzi. Cifra 4 apare și când vine vorba de podul peste Argeșel. Se lucrează deja pentru ca același număr de benzi de circulație să apară și aici. Deja contractul de finanțare s-a semnat, contractul cu firma care execută lucrarea. Lucrările au început deja. Să fim sănătoși. Și vă asigur că dacă suntem sănătoși și economia se mișcă bine, voi realiza tot ceea ce le-am promis, inclusiv restanțele care nu au fost din vina mea. Un alt obiectiv al autorităților este monitorizarea tot ce se întâmplă în oraș. Se va dezvolta sistemul video deja existent în zona din apropierea primăriei. Activitatea a fost cea referitoare la achiziția lucrărilor. În data de 18.05 a fost ședința de deschidere a ofertelor. S-au prezentat 8 ofertanți. Cel de-al patrulea punct de pe listă este Centrul pentru Sprijin la Domiciliu al Persoanelor Vârstnice. Deși vorbim de patru lucrări importante cu o finanțare pe măsură, promisiunea este că în curând se vor vedea rezultate.